sincer vă spun, demonstrează o neînțelegere a fenomenului. Mesajul eu îl văd unul instigator, tendențios, politicianist, cu puternice tendințe de populism. De fapt, uite ce face Canciu, un membru de partid care taie și spânzură, ceea ce nu este adevărat. Spune domnia sa, având în vedere decizia noului inspector școlar general numit de PNL și a ISJ Brăila, de reducerea claselor. Încă o dată, această reducere a claselor este o propunere și este o propunere în sensul în care trebuie să ne încadrăm în acel număr de 2228 de ele. Mai spune domnia sa și de suplimentarea numărului de clase de la liceul de artă. Aici se dovedește un lucru foarte interesant, că nici difuzorul presupun eu că este fostul inspector școlar general, și nici receptorul, domnul primar, nu au înțeles, de fapt, ce s-a întâmplat la liceul de artă. La liceul de artă nu s-a întâmplat nimic. Pentru că, vorbeam cu colega dumneavoastră mai devreme, la liceul de artă sunt cam din totdeauna 4 clase. Adică o clasă de muzică, o clasă de arte plastice, o clasă de arhitectură și o clasă de art actorului. Fosta conducere a tăiat o clasă din pix. Fără să indice clar care este acea clasă. În condițiile în care liceul de artă are rezultate, liceul de artă are efectivele complete la clase, în condițiile în care liceul de artă are zeci de profesori titulari pe acele specializări. Nu mai spun de faptul că domnul primar își dorește foarte mult să fie înconjurat de elevi îmbrăcați sumar, poate în momente sau atunci când temperaturile aerului sunt extreme, și eu o să le propun, nu conducerii... Cum adică stațiile îmbrăcați sumar atunci când te-ai... Sumar, adică în ciorape de mătase, într-un costum tradițional, dacă sunt chiar temperaturi pe minus. La asta mă referam. Ca o înțelegea cu totul da. Ceva. Deci trebuie să mă... Dacă este, reformulez. Mai bine reformulați. Da, reformulez. La spectacole, festivități de tot felul, pe faleză, la patinoar, în parcul monument, de cele mai multe ori, liceul de artă trebuia să se prezinte acolo cu elevii artiști, să cânte, să recite poezii, să scenete, în costumații specifice, care nu pot fi formate din șube și căciule foarte groase.